Salutare tuturor! Am ajuns și la etapa de finisare a pereților și a tavanelor la Casa Țifui. Drept urmare, am prins momentul acum că avem și înrăcirea în tavan, aplicată pe tavan, să vă arăt câteva materiale pe care le-am folosit și să vă explic câteva motive care m-au determinat să aleg aceste materiale. Am căutat în principal un producător care să aibă o gamă largă de produse cu o aplicabilitate largă. Produse care să fie pe bază de ciment, să fie pe bază de var, să se potrivească la finisarea șpaleților de ferestre, să se potrivească la finisarea tavanelor cu o răcire în tavan. De asemenea, un material care să-l pot aplica pe pereți și să ne asigure un climat prietenos la interior, adică să respire, să poată înmagazina umiditate și să o redea în încăperi, în funcție de umiditatea relativă din încăpere și umiditatea pe care au absorbit-o în pereți. Așadar, având în vedere că experiența mea cu Baumit a fost foarte plăcută până acum, am analizat foarte bine materialele pe care le au în portofoliu și am luat decizia de a le folosi la tot ce înseamnă partea de finisaj la Casa Țifui. Am ales trei materiale principale cu care tencuim pereții și tavanele, dar acum vreau să vorbim despre unul în special, fiindcă în spatele meu îl vedeți pe finisorul care se ocupă acolo, Emil, te salut, acoperă practic răcirea în tavan care echipa Țifui.ro a montat-o în Casa Țifui. Trebuie să acoperim cât de repede tavanele, fiindcă suntem deja într-o criză de timp. Sincer, termenul de a mă muta de Crăciun devine un termen, să zicem, supraestimat, prea rapid și nu cred că ne vom încadra, dar important este să progresăm astfel încât imediat după sărbători să fie posibil să ne mutăm în noua locuință. Așadar, tencuiala pe care am căutat-o pentru a acoperi țevile pentru răcirea în tavan, care le vedeți deasupra, trebuie să fie o tencuială rezistentă, o tencuială care aderă foarte bine pe acest sistem, o tencuială care nu se fisurează datorită temperaturilor scăzute care vor fi în tavan de, să zicem, 18 grade. Practic nu vom avea o diferență de temperatură între vară și iarnă mai mare de 6 grade în Casa Țifui. Este vorba despre o tencuială multi-white de la Baumit. Este un mortar alb universal pentru renovare. Practic, pentru a-l putea aplica fără rețineri, marea noastră reținere este tot timpul cum aplicăm un astfel de mortar pe tavan, astfel încât să adere corect și să nu se desprindă de la tavan, fiindcă gravitația, știm bine, nu ne iartă. Drept urmare, am zis să ajutăm aderența acestei tencuiel pe plăcile de gips carton și am ajuns tot la un produs Baumit pe care l-am aplicat pe plăcile de gips carton. Este vorba de un super primer care crește rugozitatea suprafeței, astfel încât tencuiala multi-white, acest mortar, să adere corect. Practic este ca un beton contact. Dacă cunoașteți termenul, este un material care o suprafață fină o face mai rugoasă pentru ca un alt material de finisare să adere perfect pe acea suprafață. Așadar, am folosit acest super primer, un grund de aderență care ne ajută ca această tencuială să adere perfect pe
pe toată suprafața și să nu avem emoții că s-ar putea desprinde. Tencuiala pe care o aplicăm peste placa de gips carton, să zicem tencuiala cu care înglobăm aceste țevi, are o grosime, va avea o grosime maximă de 1 cm. Recomandat este să nu depășim 1,5 cm. Desigur, toată suprafața va fi armată astfel încât să nu existe nicio posibilitate de fisurare în nicio direcție. Cu toate că la diferențele astea mici de temperatură, o fisurare, zic eu, este exclusă. Dar depinde de foarte mulți factori și nu vrem să riscăm. Așadar, toată suprafața urmează să fie armată, după care se aplică următorul strat de finisare. Iar acum e timpul să vorbim de alte două materiale pe care eu le-am ales pentru a acoperi pereții, respectiv pentru a umple șpaleții, pentru a repara șpaleții. Este vorba de termopuț de la Baumit. Este o tencuială termoizolantă cu perlită, o tencuială care promite o rezistență la transfer termic mult mai mare decât o tencuială uzuală. Practic, este o tencuială care ne va economisi o grămadă de energie, fiindcă pe aici nu se va pierde energie. Termopuțul am hotărât să îl utilizăm pentru umplerea șpaleților, repararea șpaleților la ferestre după ce ferestrele au fost montate. Aici însă avem un strat mult mai gros de termopuț, fiindcă primul strat a fost deja aplicat mai de mult, având în vedere că toți șpaleții i-am demolat complet, fiindcă am avut câteva surprize neplăcute, găsind șpaleții de la ferestre acoperiți numai cu gips carton și o grămadă de aer în spatele gips cartonului. Practic aveam un gol de peste 6-7 cm. Se pare că foștii finisori nu aveau cunoștințele necesare ca să remedieze șpaleții în așa fel încât să fie eficienți energetici și durabili. Având în vedere că sunt singur acum în încăpere, îmi voi da jos masca ca să vă explic mai ușor de ce am ales această tencuială. Ceea ce vedeți voi aici este al doilea strat, aplicat într-o grosime de aproape 1 cm. Primul strat de termopuț a fost cam de 6 cm, 7 chiar, în anumite locuri și a fost aplicat de jur împrejurul ramei de fereastră. Iar după ce s-au montat ferestrele, am hotărât să umplem încă un strat de 1 cm pentru a acoperi limita dintre profilul de fereastră, compribandul care face legătura între profilul de fereastră și stratul de termopuț, astfel încât să închidem perfect. Desigur, sub acest strat de termopuț există și o bandă împotriva vaporilor, o bandă care a fost lipită pe profilul de fereastră și care este lipită pe stratul inițial de termopuț. Așadar, am mari speranțe că această tencuială mă va ajuta în a economisi energie, practic să nu pierd căldură pe la șpaleții ferestrelor, având în vedere că din experiența mea profesională, cu verificările cu camera cu termoviziune, am văzut ce probleme sunt la șpaleții ferestrelor în diverse construcții. Al doilea material pe care l-am utilizat în finisarea încăperilor de la Casa Țifui este o tencuială deosebită, este o tencuială albă pe bază de var, tot de la Baumit. Este o tencuială, zic eu, de modă veche, dar o rețetă nouă și materiale noi în ea. Tencuială care permite pereților să absorbă umiditate
și să o cedeze în încăpere când umiditatea din încăpere este mai mică decât cea din stratul de tencuială. Fiind vorba de o construcție veche, am văzut că și mortarul din zidărie conține var. Așadar, am ales să tencuim cu această tencuială, ClimaWhite, pentru a ne asigura că și pe timp de iarnă, când umiditatea relativă scade foarte mult, să avem totuși o cantitate de umiditate care să ne asigure confortul la interior, astfel încât să nu ni se usuce mucoasele, să nu ne îmbolnăvim. Desigur, și o umiditate prea mare este dăunătoare, dar având în vedere că avem și un sistem de ventilație cu recuperare de entalpie și umiditate, cred că vom avea tot timpul în jur la 50% umiditate, ceea ce este corect pentru o locuință. Finisarea pereților după stratul de tencuială ClimaWhite trebuie făcută cu gleturi pe bază de var. Iar acest lucru a fost și o întrebare ridicată de mine. Cum putem garanta efectul de înmagazinare de umiditate dacă trebuie pe urmă să finisăm pereții, să-i facem foarte fini și să folosim și o lavabilă care să ne asigure că umiditatea trece prin stratul de lavabilă și ajunge în glet și după glet în stratul de tencuială. Iar Baumit are soluția completă. Practic, tencuiala ClimaWhite are un glet care se numește ClimaFino, care se aplică pe urmă pe această suprafață, pe această tencuială pe bază de var, cu care se pot finisa pereții foarte bine. Iar ulterior putem alege o vopsea lavabilă care nu este acrilică. Foarte important, fiindcă vopselele lavabile acrilice blochează, practic fac un strat aproape etanș și nu permit umidității să intre în perete și să iasă din perete în funcție de climatul interior. Iată aici se văd granulele de perlită peste tot. Este o tencuială extrem de ușoară. Practic termopuțul vine într-un sac de 40 de litri, dar cred că are o greutate de doar 10 kg. Mi se pare foarte ușor față de un sac de 40 de litri de o tencuială uzuală. Tencuiala ClimaWhite pe bază de var are o difuzie ridicată. Practic, permeabilitatea ei este foarte mare. După ce a fost aplicat primul strat de tencuială ClimaWhite pe pereți, am așteptat 24 de ore. Era o umiditate infernală aici. După care am început să scădem umiditatea din încăperi cu un dezumidificator profesional în trepte. Practic, de la o valoare apropiată de saturație, am ajuns în maxim 3 zile în toată casa la o valoare a umidității de 50%, umiditate relativă. Deci pereții la ora actuală sunt aproape uscați, mai puțin zona unde s-a aplicat momentan stratul de termopuț pentru a închide șpaleții ferestrelor. Suntem la capitolul testare tencuială. Verificăm momentan cu camera cu termoviziune pierderile de căldură la șpaleți, având în vedere că am aplicat de curând pe șpaleți tencuiala termopuț de la Baumic. Se poate observa că avem un singur punct în care avem o temperatură de 13,5 grade, unde avem o mică scăpare, probabil că mai mult o problemă la exterior, unde șpaleții încă nu sunt remediați. Temperatura șpaletului este de 18,5 grade în condițiile în care la interior avem 20 de grade, deci o temperatură de confort, iar la exterior avem o temperatură negativă. Avem în partea de jos, unde urmează să finisăm glafurile. Aici încă nu am făcut absolut niciun finisaj, se poate vedea. Este doar compribandul. Avem o temperatură de 13,3-13,4 grade, cea mai scăzută
temperatură, iar pe suprafața tâmplăriei avem aproape 19 grade. Avem în colț acolo o problemă destul de mare cu o punte termică exterioară. Sperăm să o putem rezolva, dar să ne concentrăm asupra șpaleților. Iată și acolo o punte termică. Avem un 12,5 grade. Va trebui să vedem pe exterior care este cauza. Deci la interior avem aproximativ 20 de grade. Șpaleții se prezintă foarte bine cu 18,5 grade, având în vedere că tencuiala termopuț a fost aplicată pe șpaleți alaltăieri, încă nu este 100% uscată, alaltăieri sau ieri. Deci, practic, avem puțin peste 24 de ore, din câte știu eu, de când s-a aplicat. Asta înseamnă și foarte multă umiditate încă în această tencuială, dar urmează să o extragem cu dezumidificatorul, astfel să vedem, după ce tencuiala termopuț este uscată, care este efectul cu adevărat obținut. Da, din păcate ne-a scăpat un punctuleț unde avem infiltrații, dar urmează ca șpaleții să fie remediați, inclusiv în exterior, că și acolo sunt defecte destul de mari. Mai ales că acum ferestrele au fost înlocuite. Sunt noile ferestre cu profil gros de 94 de mm, cu placaj de aluminiu pe exterior. Așadar, voi reveni cu o termoviziune după ce am reușit să finisăm în întregime șpaleții, astfel încât să vă faceți o idee ce înseamnă aplicarea unei tencuieli termoizolante pe șpaleții interiori.